Așa cum am spus, e construit pe platformă inovatoare, model driven application. Nici aici nu o să intru în detalii foarte tehnice, cu toate că cred că în sală sunt destul de mulți oameni tehnici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dicționarul aplicației, logica de business este ținută într-un dicționar al aplicației. Deci e separat de cod. Asta înseamnă că pot să modific în dicționarul aplicației ecrane, rapoarte, procese, structura bazei de date, logica de business în general, fără să am nevoie de programare. Deci e foarte ușor de făcut, rapid, facil și toate aceste modificări se păstrează la migrarea la versiuni următoare. Așa cum am spus, beneficii ar fi integrarea reală despre care am vorbit, arhitectura despre care v-am spus câteva cuvinte, faptul că e foarte scalabil, flexibil și adaptabil. Are o interfață intuitivă în limba română, atât Java cât și web, deci el se poate folosi și pe interfață web. Se adresează pieței globale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e multitaxă, multicontabilitate, multi. Dar el este 100% adaptat legislației românești. Deci se poate folosi într-o firmă care are puncte de lucru oriunde în lume, dar se poate folosi foarte bine și în România, la fel de bine. Independent de platformă, asta înseamnă că rulează, că e construit astfel încât să ruleze pe orice fel de platformă, atât sisteme de operare, cât și baze de date. Și e susținut de noi prin servicii complete de mentenanță, suport și implementare. În ultimul rând e open source, licențiere gratuită, deci costul de deținere e mult mai scăzut față de un sistem tradițional. El apare în mai multe ediții, ediția pentru comunitate, care este gratuită. Puteți să o descărcați de la noi de pe site, de pe www.sobradio.ro, acolo aveți și demo, ori aveți toate informațiile necesare pentru a putea să utilizați sistemul, incluzând aici și documentație. Și mai sunt 3 ediții, Standard, Professional și Enterprise, care includ capabilitățile din ediția Community plus alte lucruri, suport tehnic cu hotfix-uri și service pack-uri, instrumente de migrare și funcționalități, extinderi de funcționalități ca producție sau interfață web, servicii de suport premium în restul abonamentelor. De fapt, sunt niște abonamente anuale de suport și mentenanță, ultimele 3, Standard, Professional și Enterprise, pe care puteți să le comandați de la mediul de web store și veți avea acces la suport, mentenanță, migrare, versiuni noi. Și în community veți avea întotdeauna acces la ultima versiune care va fi publicată pe site. Și pentru că am vorbit de ce urmează și cloud și de genul acesta, Socrate Open este deja în cloud. Deci cred că e primul sistem de gestiune economică din România pe care puteți să-l accesați din cloud, este pe Amazon. Ce înseamnă asta? Că poate fi folosit de orice firmă acum și de o firmă mică care nu are nevoie de infrastructură, nu dorește să aibă costuri de infrastructură. Foarte ușor, facil, în câteva minute, intrați și puteți utiliza sistemul. Costurile sunt cele legate de abonamentul de mentenanță Socrate Open, care se plătesc la noi, și de cele legate de Amazon, unde se plătește exact cât consumați, ca la curentul electric. Dacă consumați 3 ore, deci utilizați sistemul 3 ore, atât plătiți. Și costurile sunt relativ mici. Cam aceasta despre produs. Am aici câteva companii care îl folosesc, îl utilizează, l-au implementat și îl utilizează cu succes. Sunt din diverse arii de activitate. Una este Mediclim, care face distribuție service de echipamente medicale, 50 de angajați, 40 de utilizatori. Și au făcut în 5 ani, că poate asta e cel mai important de spus, peste 50% economii ca costul de deținere. Altă companie ar fi Monte Bianco din Târgoviște. Ei sunt producători de accesorii de hârtie cu distribuție națională. Atunci când au ales Socrate Open, luaseră în calcul SAP, Microsoft, Oracle, Scala și alți furnizori. Au și aici, ca și beneficii, datele centralizate, reducerea timpului de comenzi livrare la 2 zile
și pot susține mai bine creșterea companiei în acest moment. Altă companie este o companie din Brașov, care face construcții civile și industriale, cu 450 de angajați, cu 20 de utilizatori enterprise. La fel, opțiunile pe care le-au luat în calcul inițial au fost produse ERP mari, deci Adobe, SAP și alți furnizori locali. Și ei au făcut peste 40% economii în 2 ani. Implementare foarte rapidă și au început implementarea și la alte firme din grup. Aici sunt toate, o parte din referințele noastre în domeniile de activitate în care implementăm soluțiile. În retail, în distribuție, în producție și servicii. Cum puteți să faceți evaluarea sistemului integrat? Aveți aici informații despre site-urile noastre web, unde puteți găsi white paper și demo-ul de produs, tot felul de webcast-uri, documentație și, bineînțeles, edițiile de software. Vă mulțumesc și pentru orice întrebări legate de sistem, de la dispoziția cu sau pe mail.